Mi-a adus caramicină. Ce fine? Mi-a adus caramicină și mi-a adus. Da? Și ți-a adus face mai bine? Simți ceva? Poate trebuie să aștept să fac. Nu mai pun apă gheață cum am pus, nici dacă mă bate cineva. Ce durere am avut de cap de la gheață aia pusă la ochi, nu pot să știu. Și acum am mai doare capul. Simți așa că îți duce ea cu ceva în cap, dacă mă înțelegi. Deci... Nu știu dacă ți s-a mai depărtat, seara am plâns de durere de cap, deci nu mai puteam. Nu știam că poate să te doară așa rău cap. Afară mă mai dură capul, dar nu halul ăsta. Și normal că toate mă dor de la ochi, dacă mă dor ochii, nu acum doare capul. Da. Acum, sincer, mai pot să mai clipesc, dar nu puteam nici să clipesc, mă doreau ochii în așa fel. Ce frumos e afară, e liniște așa. E răcoare, dar e... Îmi place mai mult vremea asta așa mai răcoare. Mai... Și mie. Nu, nici chiar foarte cald. Bine, puțin, dacă ar fi fost mai cald. Dar nici caniculă mi-a plăcut. Dar nici caniculă nu. Nu sunt iubitoare de vară, așa, cu canicul. Eu de obicei sunt rea de căldură, deci nu iubesc vară. Sunt mai bune astea vărsate. Sunt mai bune astea vărsate, să știi. Ce fie? Ciupercile, că sunt mai mari. Și vii o să l-am de 2 săptămâni. 3 săptămâni. Le aduc în capul foarte, 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 foarte verde și nu pot să mănânc nimic. Să mai dorm ziua, că noaptea după aia nu pot să dorm și mi-a iure. Ai adormit aseară imediat? Când te-ai da, eu n-am problemă. Îmi pun sulețul pe cap și nu mai văd nimic. Nu, eu am început să am probleme cu somn. Las puțin așa deschisă. Ai văzut până ai venit tu? Ai probleme, Mariana, dacă las ușa deschisă? Nu. Să mai intre puțin aer. Când ți-e frig, ok, că eu n-am probleme. Până ai venit tu, eu mă băgasem deja la somn. Adică am vrut să parcă deja dorm de secur. Am stat cu cartofii așa la ochi, era 3:30 și nu adormit. Dar văd că ți se mai simt puțin mai respectat. Eu cred că de la toșul ăla. Te zgâri, ăla te zgâri, care... te invizi, nu ăla care cumpăram de obicei. Ăla care l-am cumpărat, care își cumpără și Oana. Ăla nu cred că am făcut. Dar abia ce l-am schimbat. Pentru la probabil și te irită. Că m-am dat cu ăla, după m-am dat cu celălalt. Și după ce m-am dat cu ăla, imediat. N-am mai dat cu el. Că m-am gândit de la gene, n-are cum să fie, că mi-am pus rar și în plus că m-am mai pus de 100 de ori. N-are cum să fie de aici. Doamne, dar e capul și ăsta cu capul în jos. Să zic? Numai de oră trebuie să luat la doctor, deci ar trebui să mă apuc să pregătesc. Așa se ajung mate să fac. Păi se servește cald. E bine afară, aer.
Astfel, de exemplu, de câte ori s-a deschis becul, de câte ori m-am trezit. Dar s-a stins din cauza panei de curent? Nu, s-a stins și se vorbea și s-a aprins și ea s-a vorbit și ea s-a aprins, că așa a fost becul. Că am simțit și eu când s-a luat lumina, că se aude un zgomot ciudat, așa. Dar vezi că s-a ars ăsta aici? A, da. Merge de câte să-l depărți. În seara asta mi-au hainele de acolo să le trimit acasă. Pe unde le ai? În prude. A, trebuie să strâng și ursuleții. Până la urmă trebuie să le trimit acasă și după aia. A, până la urmă te-ai lăsat de fiind. Da. Căci că după aia văd tot ce vor tot să facă la fel. Parcă n-ar fi tot aia. Unele lucruri sunt așa. Cristina, dacă ești pe Antena Play sau mami, vedeți că o să vă trimit acele cadouri pe care vreau să le trimiteți fetiței de 6 ani, pentru că nu s-a putut să le trimit de aici. Vreau să le trimit, am așteptat o săptămână și ceva aprobare, nu s-a putut. O să vi le trimit acasă și apoi le trimiteți voi. Și în legătură cu acel cărucior, va trebui să vorbesc cu atunci când o să ies din casă, nu la sfârșitul competiției. Când o să mai avem activități și o să mai ieșim din casă, o să vorbesc cu cineva, nu știu. Să vedem ce se poate face cu despre cărucior. Dacă putem să luăm sau nu. În legătură cu cărucior, o să vedem. Uite, astea sunt mari și poți să le faci umplute. Uh-huh. 10 lei kilogram. Nu, sunt foarte scumpe, doar că dacă le gătești rămân o mână din el.